Stimate telespectatoare, stimate telespectatori, vă spunem bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. De această dată, ultima din an, o emisiune în care vom avea ocazia să privim puțin înspre cum putem trece pragul anului care vine mai pregătiți, mai fericiți dacă se poate, dacă tot e un sezon al urărilor de fericire. Alături de mine în studio se află familia Fără Gău, așa cum vă spuneam și altădată, dânsii sunt familia de onoare a emisiunii noastre, pentru că împreună am început. Vă spunem bun venit și... Mulțumim! Aș vrea să ne întreținem acum la sfârșit de an puțin pe marginea principiilor împărăției. Tocmai am vorbit în emisiunea precedentă cum sărbătorim Crăciunul astfel încât să avem cât mai mult miez și cât mai puțin ambalaj și să pătrundem esența împărăției. Eu cred că este vital să rămânem în gândul acesta și să vedem pentru anul care vine, care ni-l dă Dumnezeu, cum putem fi mai fericiți. Și aș începe cu un gând care acum se aduce în discuție despre anul de îndurare. Și sunt profeții care vorbesc despre el. Evreii așteptau un an de îndurare, era anul de jubileu, erau ani mai buni și ani mai răi. Oare anul care urmează, din perspectiva noastră creștină, poate fi anul de îndurare? Poate că aș începe prin ceea ce Domnul Iisus a spus în sinagoga din Nazaret. Tocmai a ieșit din pustie după ispitirea de 40 de zile și Scriptura spune că plin de Duhul Sfânt a ieșit din pustie și a intrat în sinagoga din Nazaret. Și acolo i s-a dat sulul cărții Isaia ca să citească. Și a deschis cartea și a început să citească. Și el a citit din Isaia 61, în care se spune că Duhul Domnului este peste mine, m-a uns ca să vestesc robilor slobozenia, să vestesc un an de îndurare al Domnului. Și în momentul acela închide cartea și o dă înapoi îngrijitorului. Toți cei din sinagogă, surprins, se întorc, se uită spre Domnul Iisus. Acum evreii cunoșteau textele acestea și era suficient să încep să citești un text și toată lumea recita în memorie, în minte. Ce a făcut Domnul Iisus? S-a oprit exact la jumătatea frazei. Pentru că imediat după anul de îndurare este o virgulă și continuă și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Și Domnul Iisus Hristos nu citește această ultimă parte. Cu siguranță că El a făcut-o intenționat. După care, ca răspuns la privirile sfidătoare ale celor din jur, El spune, astăzi s-au împlinit aceste cuvinte. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus a venit să inaugureze acest an de îndurare al Domnului. Pentru că nu de mult a fost și Crăciunul și am vorbit despre esența Crăciunului ca fiind cel sărbătorit. Practic, El este cel care aduce acest an de îndurare. Nu la întâmplare îngerii spun astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Acum, noi avem nevoie de un mântuitor, nu doar din pricina problemelor noastre, ci în primul rând din pricina faptului că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Ori, dat fiind faptul că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, atunci când stăm în fața Creatorului nostru, noi toți merităm pedeapsa. Și pedeapsa este despărțirea finală de Dumnezeu. Un an de îndurare înseamnă să fii scos de sub această pedeapsă. Și asta a venit Domnul Iisus Hristos să inaugureze. Anul de îndurare al Domnului, un an în care cu toate datoriile mele față de Dumnezeu pot să vin, să-mi fie șterse, să fiu iertat de ele, să mă pot uita în ochii Părintelui meu ceresc și să am liniștea aceea. În loc să fiu pedepsit de El, sunt primit de El. Ori, așa începe împărăția lui Dumnezeu. Doar așa pot fi chemat să intru în această împărăție. Doar dacă datoriile mele sunt șterse, dacă păcatele mele sunt plătite și rezolvate, pentru că mânia lui Dumnezeu să se descoperă din cer împotriva mea.
Eu cred că afirmația Domnului Iisus din sinagoga din Nazaret este o afirmație cadru prin care El își definește lucrarea pe care a venit să o facă. Dacă aș citi puțin mai departe în Evanghelia după Luca, văd că la un moment dat Domnul Iisus Hristos spune: am venit să arunc un foc pe pământ. Și cât de mult doresc să fie aprins acest foc. Dar El practic a venit să-și toarne focul sau cărbunii aprinși pe capul Lui, să ia pedeapsa Lui Dumnezeu asupra Lui, ca nouă să ne poată lăsa îndurarea Lui Dumnezeu. Este important să înțeleg aceste afirmații de început prin care El își definește lucrarea, pentru că asta mă ajută să înțeleg ce înseamnă un an de îndurare al Domnului. Din acest punct de vedere, cred că și anul care vine, dacă Domnul nu vine, este un an de îndurare. Și nu cred că putem socoti an bun și an răi, ci toți anii noștri sunt la fel de buni dacă mă gândesc la acest aspect, dacă mă gândesc la cele materiale. Probabil că avem diferențe de la un an la altul, la cum ne merg afacerile sau câte venituri putem aduna într-un an, ori fi an mai bun sau mai răi. Dar ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Întreabă Domnul Iisus. Și pentru sufletul meu este un an de îndurare. Și anul pe care îl încheiem și anul pe care ne pregătim să-l începem. Îmi place foarte mult această fragmentare a vieții noastre. Parcă simți că mai ai o șansă. Atâtea lucruri nu ți-au reușit și într-adevăr a fost un an de îndurare, pentru că am fost în viață, Dumnezeu ne-a purtat la fiecare de grijă, dar cât ne-am bucurat de îndurarea Lui și cât am conștientizat că El a luat asupra Lui focul pedepsei noastre și răzbunarea care trebuia pentru noi. Și de asta ne putem bucura într-un fel de îndurarea Lui. Acum, câți nu am trecut și mă gândesc și eu câte zile n-au trecut pe lângă mine fără să mă copleșească îndurarea Domnului. Le luăm așa ca și cum mi se cuvin. Și faptul că urmează un nou început, parcă așa îți dă aripi. Și vreau să mă bucur de îndurarea Domnului. Să stau alături de El, să umblu cu El. Parcă putem lua din nou de la zero și ce n-am făcut bine, să corectăm, avem o nouă... Asta este Domnul. De fapt, în fiecare zi o putem lua așa. Fiecare zi este o parte din anul de îndurare. Și ce har că dimineața ne deschidem ochii și ne putem bucura de îndurarea Lui pe ziua respectivă. Nu cred că trebuie să așteptăm sfârșit de an sau sfârșit de lună sau sfârșit de săptămână. Biblia ne învață să ne trăim viața astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inima, spune Scriptura. Pentru că în momentul în care eu vin și mă pocăiesc, aduc păcatele mele, falimentele mele înaintea lui Dumnezeu, El resetează contoarele vieții mele, reintru în relația cu El și gust și mă bucur de îndurarea Lui. Spuneam de anul de îndurare că fiind un simbol al împărăției lui Dumnezeu, pentru că odată venită împărăția, dacă am înțeles bine, fiecare an trăit în relație cu Domnul este un an de îndurare. Un an în care un alt fel de preoție a fost instaurat sau o eră. Și atunci aș vrea să vedem cum putem intra în acest an de îndurare sau cum putem intra în această împărăție, cum spune în Efeseni, dacă nu greșesc, noi suntem cetățeni împreună cu sfinții, cetățenii împărăției cerurilor. Care sunt cetățenii și cum primesc ei această cetățenie? Pentru că tot ai amintit de Efeseni, nu voi să cobor la începutul capitolului 2. Voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam după voile firii pământești, ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Deci, Pavel pleacă
vorbind foarte deschis, cinstit cu fiecare dintre noi. Nimeni nu se naște creștin, nimeni nu se naște în Împărăția lui Dumnezeu. Din pricina păcatului adamic, pe care noi l-am actualizat în deciziile noastre, fiecare dintre noi suntem în afara Împărăției. Nu suntem parte din ea. Dumnezeu nu este în mod automat Tatăl nostru al tuturor. Noi nu ținem de familia lui Dumnezeu. Noi suntem morți în greșeli și păcate. Morți în greșeli și păcate. Cu alte cuvinte, suntem vinovați de faptul că am deschis robinetul păcatului și suntem vinovați de faptul că am lăsat ca apa aceasta a păcatului să se transforme într-un fluviu care mătură pe toată lumea spre despărțirea finală de Dumnezeu. Dacă aș cita textul mai departe, vine un contrast prin conjuncția dar, Dumnezeu în îndurarea Lui ne-a dus la viață, ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a pus să ședem împreună cu El în locurile cerești. Cu alte cuvinte, încreștinarea mea nu ține de apartenența mea la o religie, de practicarea unui ritual, deci încreștinarea mea vine prin nașterea mea din nou, nașterea din Duh de sus, prin învierea mea din morți împreună cu Hristos. Și atunci eu intru în această împărăție doar în felul acesta. Doar dacă îmi recunosc păcatul, recunosc că nu mă pot ajuta de unul singur și vin la Domnul Iisus Hristos, îl accept în viața mea, îl mărturisesc ca Domn, mă supun voiei Lui. Și dacă citesc textul mai departe, acolo Pavel face comparație între iudei și neamuri și spune că în Hristos Iisus noi am fost aduși la oaltă, cei de departe cu cei de aproape, și avem o intrare liberă la Tatăl prin Duhul lui Dumnezeu. Și aici vine textul, noi nu mai suntem nici străini, nici oaspeți ai casei, ci împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Deci am ajuns cetățean în Împărăția lui Dumnezeu doar dacă am murit împreună cu Hristos și am înviat împreună cu El. Lucrul acesta este foarte important pentru că noi ne numim o țară creștină și noi toți ne socotim creștini. Dar creștinismul nostru, în realitate, nu ține de, nici de religia în care suntem, nici de ritualele pe care le practicăm. Întrebarea simplă este dacă am înviat sau nu împreună cu Hristos. Dacă am fost sau nu născut din nou. În Împărăția lui Dumnezeu nu are ce căuta un alt fel de om. Ca să duc în discuție un alt personaj, pe învățatul Nicodim. El era unul din învățătorii legii din vremea Domnului Iisus Hristos, care vine la el cu frământări și întrebări. Și este interesant cât de abrupt îi taie Dumnezeu vorba și spune, adevărat, adevărat îți spun, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea, nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu. Nicodim, surprins, îl întreabă, dar cum se poate face lucrul acesta? Și Domnul Iisus îl mustră, pentru că îi spune, tu ca învățător al legii ar trebui să știi lucrul acesta. Și atunci, practic, ce face Domnul Iisus ca răspuns la frământările lui, îl aduce la crucea lui. După cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul omului și Fiul omului ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Un cetățean în Împărăția lui Dumnezeu are o viață ca a lui Dumnezeu, o viață veșnică, o viață din Dumnezeu. Cu alte cuvinte, intrarea pe poarta Împărăției se face doar dacă sângele lui Hristos mi-a spălat păcatele, doar dacă mi-a mărturisit păcatele și dacă Duhul lui Dumnezeu a adus o nouă viață, viața Împărăției în mine. Doar așa pot să mă numesc cetățean al acestei împărății. Și într-un fel asta ne definește pe noi. Și ce trist, m-am gândit de multe ori cum parcă ne definim prin ceea ce facem, de multe ori prin cariera noastră și punem atâta energie în ea. Pe urmă avem copii prin copiii noștri și de multe ori sigur, pui acolo tot, cel puțin crezi că pui tot ce trebuie și te rogi pentru ei și te frămânți și în final este decizia lor. Noi nu putem să decidem în locul lor și atunci iarăși ne simțim atât de frustrați și neîmpliniți. Pe urmă ne definește poate o poziție socială, un soțul
Și mai departe, când singurul, cum să zic, cu adevărat ne găsim identitatea în, la cruce și în ce a făcut Hristos pentru noi. Și asta este, cred că trebuie să repetăm în fiecare zi, că așa de ușor ne mutăm focalizarea de pe Hristos și ce avem în El pe lucrurile celelalte, chiar religioase și bune. Nu trebuie să fie neapărat lucruri rele, dar totuși în mintea noastră asta ne defocalizează. Uitând parcă ceea ce citim tot în Efeseni, că faptele noastre bune ne-au fost pregătite, deci nu ne aparțin nouă și nu ele ne definesc în primul rând, ci faptul că noi avem această cetățenie. Am auzit interpretări pe care eu acum le consider greșite, dar aș vrea să confirmați și noastră. Unii consideră că această cetățenie cerească ne va fi acordată doar după ce murim, după ce mergem la Domnul acolo sus în ceruri. Eu aș crede că o avem deja de aici. Eu cred că Scriptura ne răspunde destul de clar la întrebare. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu, chiar dacă lumea nu ne cunoaște. Noi am intrat în această stare de har în care suntem prin Domnul Iisus Hristos. Deci, noi suntem în împărăția lui Dumnezeu. Întrebarea este dacă ne și purtăm ca cetățeni ai cerului. Pentru că de foarte multe ori, dacă nu suntem cunoscători ai Scripturilor, avem impresia că odată ce am intrat în împărăție, știu eu, fiecare și are ritualul prin care face lucrul acesta. Scriptura vorbește despre un botez care simbolizează moartea împreună cu Hristos și învierea Lui din morți, după care uităm și ne avem impresia că simplul fapt că am intrat în împărăția Lui Dumnezeu, dacă s-a întâmplat, poate justifica viața și trăirea noastră în păcat. Ori, dacă ești copil al Lui Dumnezeu, trebuie să te porți ca atare. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, întreabă Domnul Iisus, și nu faceți ce vă poruncesc eu? Este interesant cum în Predica de pe munte, în capitolul 7, de la versetul 21 în jos, Domnul Iisus vine și spune, după ce ne-a vorbit despre largă-i calea care duce la pierzale și îngustă-i calea care duce la mântuire, El vine și spune, în ziua judecății mulți îi vor zice, Doamne, Doamne, oare n-am prorocit noi numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău? Le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine voi toți cei care lucrați fără de legea. Deci eu nu mă pot considera parte a împărăției lui Dumnezeu dacă trăiesc practic după perceptele celui rău. A fi în împărăția lui Dumnezeu înseamnă a avea pe Hristos ca Domn și a trăi în ascultare de El. Dacă îmi aduc aminte de rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Iisus ne-a învățat și ne-a spus, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Deci împărăția lui Dumnezeu este locul în care Dumnezeu domnește. Ori dacă El domnește, El hotărăște ce e bine și ce e rău. Și nu eu, tocmai lucrul acesta l-a luat din mâinile lui Dumnezeu Adam și Eva în grădină când l-au ascultat pe șarpe și a zis, nu e adevărat ce spune Dumnezeu, sigur nu veți muri, dar dacă nu ascultați de El, veți fi ca El. Asta e șansa voastră. Ori, când te întorci înapoi la Domnul, pui înapoi în mâna lui Dumnezeu dreptul de a hotărâ El ce este bine și rău. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să trăiești în ascultare de Dumnezeu. E plină Scriptura de aceste principii ale împărăției pe care trebuie să le cunoaștem. Pentru că cetățenii adevărați cunosc legile țării. Și găsim, așa cum a spus, în rugăciunea Tatăl nostru, în Evanghelii, în Epistole, dar chiar și în Vechiul Testament. Și aș vrea să îmi spuneți care credeți că este principiul cel mai important pentru ca să fim cetățeni de onoare, onorabili ai împărăției, ca să nu facem de rușine numele acesta de copil al lui Dumnezeu, care este o valoare inestimabilă. Dacă m-aș lega de rugăciunea Tatăl nostru și aș da la Nora cuvântul, parte din ea spune și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Deci ca să intru în împărăție,
Eu am nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu mi-ar acorda iertarea lui, ar trebui să gust pedeapsa lui. Dar dacă am intrat în împărăția lui Dumnezeu, lucrul acesta mă obligă. Nu adeseori vorbea despre iertare și importanța ei și poate că ai putea să spui două, trei cuvinte despre asta. Pentru că dacă limitez doar la atât cunoașterea mea din Scriptură, și eu cred că este un bun punct de plecare pentru discuția noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Deci, într-un fel, iertarea e condiționată, nu? Deci ne iartă. Da. Hristos a făcut tot ca să ne ierte. Asta e inima lui iertătoare, plină de dragoste. Pentru asta s-a întrupat, pentru asta a trăit între noi, a luat asupra lui toate păcatele noastre, neiertările noastre, ca să facă posibil să trăim și noi, să avem o inimă iertătoare. În măsura în care învățăm de la El, putem și noi să iertăm, dar în final e decizia noastră. Eu trebuie să iert atunci când mi s-a greșit. Și sigur că este greu, dar Dumnezeu ne ajută. Și ce am observat prin faptul că ați spus că ați vrea ca acest principiu să-l considerați mai important decât, mă rog, decât celelalte, dacă ne dăm bine seama, de fapt, intrarea noastră în împărăție se produce prin iertare. Noi intrăm datorită prețului care l-a plătit cineva. Și probabil că și rămânerea este tot prin iertare. Odată la un început de an am studiat mai profund tema asta cu iertarea și cu refacerea relațiilor și am înțeles că până la acel moment eu nu iertasem autentic, adică când mă supăra iarăși acea persoană și poate era o persoană apropiată, chiar soțul sau cineva din familia restrânsă, eu îmi aminteam toate greșelile care le-a făcut până atunci și mă supăram foarte tare. Adică iarăși se întâmplă, așteptam să nu se mai întâmple, să nu se mai întâmple niciodată și atunci Dumnezeu mi-a vorbit că noi așa trebuie să iertăm, să întoarcem clepsidra, ca și cum niciodată nisipul ăsta n-a fost și în partea cealaltă. Este interesant, când Domnul Iisus Hristos vorbește despre asta, aduce o pildă cu un om care avea o datorie uriașă la stăpânul lui, 10.000 de galbeni, și un tovarăș de-a lui datora 200 de lei. 200 de ruble, puțin. Stăpânul îl iartă de datoria asta imensă. El îl strânge de gât pe tovarășul lui și îl aruncă în temniță ca să-i plătească cei 200 de galbeni sau 200 de lei. Stăpânul se mânie pe el. Petru îl întreabă pe Domnul Iisus după ce termină pilda. Da, Doamne, dar de câte ori să iert pe aproape unul? De 7 ori? Și Domnul Iisus, cred că să-l înveți o lecție pe Petru. Spune, dacă îți place să numeri, atunci îți spun nu de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7 în fiecare zi. Nimeni, practic, nu are nicio scăpare. Nimeni nu ne greșește de atâtea ori, dar eu cred că Dumnezeu ne învață în împărăția Lui. Asta este unul din principiile fundamentale. De ce? Pentru că atunci când sunt invitat în împărăția Lui, sunt invitat într-un proces al sfințirii, al modelării, al transformării mele. Ori modelul meu este chipul Domnului Iisus Hristos. Și de aceea noi suntem schimbați, spune Pavel, din treaptă în treaptă, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, într-un chipul și asemănarea Lui. Ori dacă intrarea mea în împărăție depinde de iertarea Lui Dumnezeu, oare nu cumva această trăsătură de caracter ar trebui să ia chip în mine, în primul rând? Și de aceea, în rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Iisus ne-a învățat acest principiu. Iertarea lui Dumnezeu depinde de felul în care o dăm și noi mai departe. Și în felul acesta, noi practic suntem purtători ai împărăției. Noi oferim, turnăm împărăția peste capul oamenilor, peste cei din jurul nostru. Pe de altă parte, prin Iisus Hristos noi devenim frați. Vorbeam că vom fi mireasa Lui, trupul Lui.
Și cum poți să stai alături o veșnicie de cineva pe care nu-l poți ierta? Și eu cred că de pe aici asta trebuie să exersăm iertarea. De multe ori sunt situații și situații de astea, nu putem vorbi ușor, trebuie să ierți, fiecare știe și sunt greșeli extraordinare. Dar tocmai Fiul lui Dumnezeu, prin iertarea care ne-a dat-o nouă, ne arată că orice greșeală poate fi iertată. Și El este Cel care dă putere prin Duhul, prin Duhul lui Dumnezeu. Și eu cred că acum, așa în prag de un nou an, trebuie să ne pocăim de toate neiertările, chiar și de iertările acelea superficiale. Păi te-am iertat, dar cum spuneai tu, îți vine în minte, după ani de zile îți vine în minte ceea ce ți-a greșit. Acum, problema, să zicem, nu e că îți vine în minte, ce faci atunci? Eu cred că trebuie să ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu și să rugăm să rezolve și memoria noastră, să putem să iertăm cu toată inima, numai superficial. Și sunt multe situații, când, ce faci când e vorba de un păcat, e fratele tău, ți-a greșit ție, dar a greșit și e vorba de un păcat care persistă în viața lui. Îl ierți, ca să-l citesc pe Beni, îl ierți așa și îl lași în plata Domnului, sau îl ierți și te duci și cu Duhul lui Dumnezeu, îl confrunți, îl mustri cu inima aceea ca să-l câștigi, să nu cumva se piardă din împărăție. Știi, pentru că, iartă-mă, noi să zicem că iertăm și oferim o iertare sinceră. Nu totdeauna e posibilă reconcilierea. Sunt situații în care relația poate rămâne ruptă ani de zile. Interesant că am avut așa o relație ruptă, nici nu știu din vina cui. O relație aproape de familie, în fine. Nu intru în detalii. Cu ani în urmă și aveam așa, nu știam ce să fac. Deci m-aș fi dus să îi spun, uite, te iert, dar nu eram sigură că persoana respectivă ar fi recunoscut că mi-a greșit, deși m-a jignit foarte urât și pe mine și pe Beni, în fine. Și de câte ori mi-aminteam așa, parcă mă rugam și am zis, Doamne, așa n-aș vrea să mor cu relația asta, pentru că era cineva foarte drag din familie și țin minte, nu știu cum s-a întâmplat, dar ne-am reîntâlnit, deși era plecat în altă parte și a început să se înfiripe o relație așa la telefon, m-a sunat și dar nu am discutat despre lucrul acela, ca după o perioadă să mă sune și să-mi spună, uite, mi-e așa de rău, îmi pare, mi-e atât de rușine pentru atunci. Și sigur nu a fost o problemă să-l iert, dar ce am văzut aici, cum Dumnezeu ne ia de acolo de unde suntem și a văzut că undeva era o durere în inima mea pentru relația asta și a lucrat și la inima lui. Și să-și ceară iertare, dar de câte ori a amintit că îi pare foarte rău că ne-a jignit în situația respectivă. Și eu cred că așa trebuie să stăm în fața lui Dumnezeu. Noi nu suntem responsabili de atitudinea celorlalți, nici de reacțiile lor, nici de faptul că își cere iertare sau nu își cere iertare. Suntem responsabili de atitudinea noastră. Și dacă atitudinea noastră e sinceră și vrem să iertăm, Dumnezeu rezolvă ca să facă posibilă și reconcilierea. Deci nu trebuie să așteptăm neapărat să-și ceară iertare. Putem să iertăm în inima noastră pe cei care ne-au greșit. Dar este o problemă. Când e vorba de un păcat, Scriptura ne spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, și în ultima instanță orice păcat este și împotriva mea, pentru că este în trupul lui Hristos, du-te și mustră-l între tine și el singur. Iertarea fără confruntare înseamnă răzbunare. Pentru că eu pot să-l iert în plata Domnului, dar plata Domnului este moartea. Și practic îi fac rău fratelui meu în loc să-i fac bine. Și atunci aici e partea dificilă. Pentru că Scriptura nu-mi dă voie pur și simplu să îl iert. Dacă e vorba de un păcat, de călcarea unei porunci a lui Dumnezeu, eu am datoria de dragul lui și de dragul lui Hristos să merg să ridic pe fratele meu, punându-i Scriptura înainte și lăsând ca Duhul lui Dumnezeu să-l mustre. Scriptura merge chiar mai departe. Dacă nu vrea să asculte, ia cu tine doi sau trei sau spune-l bisericii.
Și dacă nu vrea să asculte aici de biserică, verdictul este foarte grav să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Deci iertarea, cred eu, trebuie să vină cu rezolvarea problemei. Și aici mă refer în mod special dacă este vorba de un păcat, de o călcare expresă a Scripturii. Dacă e vorba de altceva, atunci pot uita, pot lăsa de la mine, pot trece peste lucrurile respective. N-am nimic de pierdut decât de câștigat. E o rușine să-ți ceri iertare, pentru că unii o fac atât de greu, gândind că poate nu-și dă nimeni seama că au greșit și trece așa. E rușine, din potrivă. E un gest absolut nobil, cristic. Chiar dacă îți ceri iertare cu adevărat, numai Dumnezeu poate să-ți dea puterea să te pocăiești cu adevărat. Dar ce am mai văzut eu așa în lunga mea viață, și astea se învață. Și eu cred că acolo, în prima copilărie, trebuie să fim atenți cu copiii noștri. De multe ori pedepsim la nervi, nu le explicăm nici pentru ce să-și ceară iertare și spun un I'm sorry sau îmi pare rău așa, dar nu știu ce spun. Și mult m-am gândit la asta, cât am putut eu să pun în copiii mei legea simplă care funcționează a cauzei și efectului. Să știe că orice greșeală, orice păcat, orice sfidare, practic pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și pe urmă să ajung la cruce, ce a însemnat pentru Hristos să moară pe cruce. Că noi spunem, păi, te rog să mă ierți și sigur părintele sau celălalt trebuie să ierte. Dar ce înseamnă asta? Deci toate păcatele astea au o greutate, sau cum le spun, greșelile astea noastre, mai mari sau mai mici. Ei, cumva să înțeleagă copilul acela ce înseamnă. Pe urmă, pedeapsa, consecințele, toate astea trebuie puse de mici. Când cresc în astea și când înțeleg gravitatea unei jigniri și când înțeleg ce înseamnă să lovești în demnitatea fratelui tău, ofensându-l sau spunându-i vorbe nepotrivite, cumva trebuie să-i facem să înțeleagă. Eu cred că o să facă tot mai puțin. Sau când o să-și ceară iertare, o să știe pentru ce își cere iertare și ce o să, cumva să știe gravitatea gestului care l-a făcut. Îmi duc aminte de o experiență din viața mea, apropo de cererea de iertare. Era imediat după Revoluție și a venit un prieten din Statele Unite cu care lucrasem destul de mult, mai ales la scoaterea primelor cărți. Și a venit, am început să povestim și eu n-am sesizat că el a așezat un reportofon pe masă. Scotea o revistă în Statele Unite. Și în discuția noastră, eu mi-am vărsat tot oful pentru ce se întâmplă în țară și mai ales în mediile creștine. Și el s-a dus în America, a dat cuiva să transcrie convorbirea noastră și a publicat într-o revistă. A fost de bună credință, pentru că mi-a trimis pe fax articolul, dar faxul s-a blocat, era imediat după 90, mergeau cum mergeau lucrurile atunci și eu n-am primit decât începutul articolului, n-am știut ce e. Articolul a apărut în revistă și în discuția noastră am amintit trei nume. Mari. Indiferent cât erau de mari, dar trei nume. Știu că imediat după aceea am trebuit să plec în Belfast la vreo 6-7 săptămâni și m-am gândit, o să plec, o să uit. 6-7 săptămâni, Rodica, nu mi-a ieșit din minte lucrurile astea. N-am avut liniște. Abia am așteptat să vin acasă. Pentru că Scriptura te învață o regulă și dacă o pun în termeni foarte practici, cererea de iertare trebuie să cuprindă cercul în care păcatul a fost făcut. Dacă eu am greșit în ziar trebuie să-mi cer iertare. Dacă am greșit la o emisiune TV, aici trebuie să-mi cer iertare. Și am venit acasă, am scris la creștinul azi și le-am rugat să-mi dea voie să-mi cer iertare. Și am scris un articol. Tot ce am spus, am spus mult mai frumos, mult mai apăsat, dar mult mai elegant. În același timp, mi-am cerut iertare pentru toate lucrurile și până când n-am reușit să vorbesc cu oamenii respectivi, eu n-am avut liniște. Și eu cred că elementul acesta
ar trebui să-L învățăm. Dacă tot am plecat de la rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și am luat rugăciunea asta ca și o, dacă vrei, o pistă de lansare pentru anul pentru care ne pregătim, eu cred că elementul acesta devine absolut fundamental. Chiar dacă am pricină să mă plâng de celălalt, trebuie să mă iert cum a iertat și Hristos pe mine. Pentru că eu așa am intrat în împărăție și dacă acest lucru nu-l iau cu mine, ca cetățean al împărăției lui Dumnezeu, întrebarea mea este, o să le iau pe restul? Și cred că aici e tragedia imensă. Noi ne socotim cetățenii ai împărăției, dar trăim după principiile unei alte împărății. Ori cel care este neiertătorul și acuzatorul este diavolul, nu Hristos. Hristos a venit să ierte. Noi suntem chemați să urmăm pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți și să trăim în dragoste unii cu alții, indiferent ce s-ar întâmpla. Imaginează-ți dacă doar acest principiu l-am luat cu noi în anul care vine. Ar mai fi divorțuri? Ar mai fi dezbinări în biserici? Ar mai fi certuri și situații de neîmpăcări în familie? Toate astea ar fi eliminate. Pentru că iertarea ar așeza, într-un fel, toate lucrurile în cadrul lor. Deci eu cred că doi creștini, dacă sunt cu adevărat cetățeni ai cerului, nu poate să zică, nu pot să iert. Nu există așa ceva. Pentru că de dragul lui Hristos sunt obligați să iert. În momentul în care neiertarea se instalează în sufletul meu, mi-am semnat sentința cu propria mea mână. Pentru că eu zic cu gura mea și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Desigur, împărăția este mult mai largă decât atât. Dar cât de important ar fi să așezi doar acest lucru ca punct de plecare pentru anul care vine, ca cetățean al împărăției lui Dumnezeu, să acord anul de îndurare și altora. Neiertarea înseamnă să ții în pușcărie pe cineva. Exact. Da? Ori când ierți, deschizi ușile pușcăriei și lasă să plece. Ești tu eliberat și este altul eliberat. Și relația se poate reface. Și în felul acesta, ceva din Dumnezeu se reflectă în relațiile dintre noi. Cred că neiertarea ne face rău, în primul rând nouă, pe lângă faptul că face rău relației. Și o relație fără iertare are prea puține șanse de supraviețuire. Dar iarăși, Biblia este atât de clară, atât de simplu să-i spune, să n-apună soarele peste unia voastră. Totdeauna mă gândeam, până la urmă, nu conflictul este o problemă, ci cum îl gestionezi, ce faci cu el, ce lucrează conflictul respectiv în tine. Pentru că suntem diferiți și imposibil să nu fie conflicte în familie, la locul de muncă, peste tot unde sunt oameni. Și până la urmă, tendința noastră așa este să privim spre noi, nouă să ne fie bine. Așa ne naștem cu tendința asta în noi și atunci trebuie să vezi pe celălalt mai pe sus de tine. Să vezi că odată are o zi bună, odată are chef, altă dată nu are. Și nu ca să fim neapărat îngăduitor când e vorba de păcat, nu. Ci când e vorba de diferențe care, până la urmă, nu se întâmplă nimica și dacă cedezi tu și faci cum vrea celălalt. Pe mine m-a ajutat foarte mult în căsnicie, că mi-am luat principiul ăsta. În momente în care, sigur, totdeauna îi spun lui Beni, o să fie așa cum zici tu, dar dăm voie să am dreptul la opinie. Eu vreau să spun ideea mea. Uite, așa vreau să ți-o spun. Și eu spun, mă ascultă și de multe ori se întâmplă așa cum am avut o idee, deși am pornit sincer, am pornit cu gândul că așa va fi cum zice el. Dar știi de ce? Pentru că Biblia spune, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Da, dar dacă de la bun început mi-aș fi impus punctul de vedere, n-am fi ajuns nicăieri. Până la urmă, când trăim în fața lui Dumnezeu și fiecare zi a noastră este o umblare cu Dumnezeu, înseamnă că lucrurile merg așa cum, cel puțin ar trebui să meargă așa cum le îngăduie Dumnezeu. Și nici nu totdeauna avem dreptate, chiar dacă noi credem că avem dreptate. Dar iarăși, ce ne-a ajutat foarte mult a fost că nu am lăsat mâniile sau conflictele sau diferențele dintre noi să escaladeze.
Deci le-am rezolvat. Și asta ne-a ajutat, pentru că ce se întâmplă? O zi, a doua zi, a treia zi, le lași, le și, să zicem că le uiți, dar ele apar. Ceva mai hazliu. Sigur că și noi am avut discuții și certuri și în familia noastră. Și eu aveam birou, ieșeam din bucătărie, unde de obicei aveam altercațiile de felul ăsta, și mergeam la mine în birou ca să citesc Biblia. Deschideam Scriptura și Duhul lui Dumnezeu îmi spunea după o vreme: fățarnicule, du-te împacă-te cu nevastă ta. Dar eu am avut dreptate. Dar nu pricepeam nimic din ce citeam. Timpul trecea și Duhul Dumnezeu îmi spunea mereu: du-te împacă-te cu nevastă ta. Dar lăsam toate jos, pentru că știam că numai pierd vremea și nu pot să realizez nimica. Și mergeam în bucătărie, zic: Nora, iartă-mă. Și ea mă întorcea spatele. Păi știam de ce. Știa că vin pentru că nu pot să-mi fac predica. Și mi-o spune pe față: a, nu poți să-ți faci predica, de-aia vii să ceri iertare. Zic eu: Nora, te rog frumos să iartă-mă. Ea: nu și nu. Și atunci o luam pe la spate și o ridicam. O dată de două ori s-a întâmplat asta. Dar... și o ridicam și zic: nu te pun jos până nu mă ierți. Sună copilărește, dar ne rezolvam problema acolo, eu mă întorceam liniștit înapoi și puteam să citesc Biblia. Eu cred că, indiferent cum îți rezolvi problema, dar nu trebuie să lași soarele să apună peste mânia ta. Ce? Acum, dacă tot ai pomenit de asta, ce l-a ajutat pe Beni foarte mult în relația cu copiii a fost faptul că, așa mare cum e, nu i-a fost, ce știu eu, jenă sau nu știu cum să o pun. Și și-a cerut iertare. De multe ori mai apostrofa la culturii la mânie. Din România. Îi apostrofa la mânie sau se enerva pe ei, că și avea, le oferi destule motive. Și pe urmă, imediat își cerea iertare și spunea: uite, n-ar fi trebuit să fac așa. Vă rog să mă iertați. Și mi-aduc aminte că au fost situații în care avea lacrimi în ochi, așa, cum îl vedeți? Și tot m-am gândit, cum de Beni are așa o relație la un moment dat, nu că eram geloasă, dar mă gândeam așa, eu tot îi încurajam și tot după ei. Și mi se părea că îl preferă, mai ales când au fost mai mari, pe tatăl lor și așa o relație bună aveau și băieții și fiica mea cu ei. Dar cred că pentru ei a contat vulnerabilitatea lui. Că-l văzut nu numai pastorul care stă și sau predicatorul care numai își face predicile și are replică absolut pentru orice, ci l-a văzut și omul acela care se moaie și care îi pare rău când greșește și își cere iertare. Care trăiește principiile împărăției, exact, nu numai le vorbește. Exact. Apropo de... că vă puteați face predica sau nu. Unii nu sunt predicatori și ar putea zice că, și mai ales femeile, că nicio problemă. Asta o rezolvăm noi cumva. Dar există versetul acela care spune: când stați în picioare și vă rugați, iertați-vă unii pe alții. Ama, cred că nu ține de poziția în care te rogi, pe genunchi sau în picioare sau așa, ci ține de condiție ca rugăciunea să fie ascultată. Și aș vrea să subliniem și aspectul acesta, că oricum și a ne ruga și a vorbi cu Dumnezeu e un principiu al împărăției, al preoției noastre, care iarăși are la bază iertarea. Să mă întorc înapoi la rugăciune, Tatăl nostru, că cel puțin asta nu uităm, toți o știm. Dacă eu spun: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, atunci, practic, eu condiționez relația mea cu Dumnezeu de felul în care îmi rezolv problemele cu semenii. Sfântul Apostol Pavel vine și spune: toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să ne iubim unii pe alții sau să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar Apostolul Ioan ne spune în prima lui epistolă: cum poți să zici că îl iubești pe Dumnezeu care nu-l vezi, când urăști pe fratele tău care îl vezi? Deci dacă eu nu reușesc să las împărăția lui Dumnezeu să inunde, să afecteze relațiile mele pe orizontală, eu nu am nici pe cea pe verticală. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Și atunci a păzi poruncile Lui este în primul rând să acorzi
iertare celui de lângă tine. Cred că lucrul acesta nu trebuie să fie foarte complicat pentru nimeni. Într-adevăr, nu trebuie să fii pastor, nu trebuie să faci predici. Dar un creștin care pretinde că are o relație cu Dumnezeu trebuie să știe că, practic, își condiționează relația lui cu Dumnezeu de felul în care acordă iertare sau va primi iertare după cum dă iertare. Și nu este unul dintre noi care să nu știe că e vulnerabil, că are nevoie de iertarea lui Dumnezeu, că depindem de Dumnezeu și că lui dăm socoteală pentru toate lucrurile. Pe mine m-a ajutat foarte mult. Acum, eu nu cred, mie nu mi s-a greșit așa, ce să zic. Asta e dovadă că ați iertat cu totul, nici nu mai știți. Dar m-am gândit mult că, de fapt, în crucea lui Hristos este răspunsul pentru iertare și pentru neiertare, pentru cei care nu pot să ierte. Pentru că prin cruce Hristos ne-a împăcat cu sine, deci ne-a iertat. Uitându-se la cruce, Dumnezeu ne-a iertat și ne-a primit și ne-a făcut fii ai împărăției. Acum, pe orizontală, tot prin cruce suntem împăcați cu cei de lângă noi. Și ori de câte ori mi este greu, mi s-a greșit, pentru că sunt lucruri care nici nu le putem imagina, care se întâmplă semenilor noștri, copiilor lui Dumnezeu. De ce se întâmplă oamenilor buni lucruri rele? Nu avem răspuns. Pentru că trăim într-o lume căzută, sigur. Dar în crucea lui Hristos și asta are răspuns. Dacă în cruce, pe cruce acolo, în Iisus Hristos era Dumnezeu, împăcând lumea cu sine, asta e soluția și pentru noi. Pentru că a ierta înseamnă a muri. Trebuie să mor față de dreptatea ta, trebuie să mor față de pretențiile tale, să mor față de ce ți se cuvine, să mor față de tot ce ești. Dar asta e soluția. Ei, după moarte vine învierea. Și dacă poate să fie posibilă o reconciliere și o relație restabilită, asta e cu adevărat viață. Dar cred că și dacă nu e posibilă o reconciliere, cel puțin e împăcarea aceea și împlinirea aceea care ți-o dă libertate. Dumnezeu, faptul că l-ai arătat pe Hristos. Ai fost acolo cu El pe cruce într-o anumită situație. Nu știu dacă am explicat cât de clar am fost cât am explicat, dar așa am înțeles lucrurile. Asta tot când am studiat cartea Efeseni. Dar tu îmi amintești de reconciliere, că întotdeauna este posibilă și eu cred că ar trebui lămurite lucrurile. Mă gândesc la Pavel și Barnaba, care au plecat împreună în misiune, au avut diferende legat de Ioan Marcu și rezultatul este că unul e în stânga și altul e în dreapta. Eu nu cred că au plecat supărați unul pe altul, dar au avut principii diferite în felul în care se face lucrarea. Pavel și-au ales proiecte diferite. Pentru că erau caractere diferite. Barnaba era un om al mângâierii, un împăciuitor, unul care ridica oameni. Pavel probabil era orientat spre un scop. Și el știa că scopurile lui se împlinesc folosind alte metode. Și atunci ce-l văd pe Pavel este la bătrânețe, este împăcat cu Ioan Marcu, cum îl cheamă, are nevoie de ajutorul lui. Deci lucrurile au fost rezolvate, dar cred că la asta se referea Nora. Nu totdeauna... Mă gândeam că trebuie două persoane ca să se refacă o relație. Deci nu e suficient că eu iert și eu doresc să refac relația dacă persoana cealaltă cu care am avut, să zicem că nu mai vrea, da, să continui relația. Mm. Și atunci, aia nu înseamnă că mă țină pe mine legată. Eu, fața lui Dumnezeu, eu m-am eliberat. Atâta pot. Acum vorbesc foarte rece că nu mi s-a întâmplat o astfel de situație, dar eu cred că ar suferi enorm să nu fie posibilă reconciliere. Să nu se poată face relația. Prin firea mea, datorită firii mele. Și asta este avantajul ei. Pentru că ea nu poate să trăiască neîmpăcate. De aceea, totdeauna, ea face pace la noi în casă. Acum, asta e avantajul și dezavantaj. Ca în orice lucru firesc. Vorbim aici de firea lui Dumnezeu, natura cristică care trebuie să ne caracterizeze. Sunt lucruri
foarte greu de înțeles, dar Dumnezeu dă putere când ești în cauză. Și anul acesta, într-o familie, a fost o situație grea, o tânără studentă a fost lovită pe stradă de o mașină. Era fiica unui pastor și acum accidentul a fost atât de grav încât putea să treacă din viață. Șoferul care a lovit-o pe această domnișoară era foarte speriat și era creștin și el. S-a adresat tatălui și nu știa cum să pună problema împăcării. Bineînțeles că tatăl era preocupat de alte lucruri la momentul acela și i-a spus, o să vorbim de asta mai târziu. După ce s-a întâlnit cu fiica lui și a revenit din comă sau ce-o fi fost, fiica i-a spus, tată, să nu iei nicio despăgubire. Eu l-am iertat pe omul acela care m-a lovit cu mașina și toată lumea a fost așa de impresionat, adică mai ales cel care produsese accidentul, că nici nu s-a mai putut pune problema unei despăgubiri sau pentru reconciliere. Fata a fost atât de generoasă, atât de nobilă, încât l-a iertat pe el, fără să-și ceară iertare. Și uneori, poate că pentru un lucru mai mic, nu suntem în stare să-l iertăm pe cel din familia noastră. Și acest model este unul care nu-l voi uita foarte ușor. Un tânăr de 20 de ani care putea să moară a putut să ierte așa de repede pe cel care... Suntem plecat de la anul de îndurare. Dar este așa de frumos textul din Isaia. Știi, și printre altele, anul de îndurare este să dai drumul prinșilor de război. Să vestești Evanghelia, o veste bună. Ori de câte ori nu iert, spuneam mai înainte, eu am închis pe omul respectiv în pușcăria inimii mele și am aruncat cheia, știi? Ori, până când nu se întâmplă, până când nu dau drumul prinșilor de război, n-am eu pace cu Dumnezeu. Practic îmi fac mie rău, parcă și altora rău. Și din punct de vedere al sănătății îți face rău. Ce groaznic să ai o inimă închisoare. Și sunt boli constatate clar medical care au avut la bază un stres. Și ce poate fi mai mare decât stresul acesta când este o relație, este neînțelegere. Mulțumesc că ați fost atât de deschiși și ne-ați povestit din experiențele mai puțin cunoscute ale familiei dumneavoastră. Aș vrea acum să faceți împreună o urare telespectatorilor. Oricum se folosește mult cuvântul acesta în sezonul sărbătorilor, sărbători fericite, la mulți ani fericiți, să fiți fericiți. Toată lumea își dorește să fie un pic mai fericit. Și Domnul Iisus vorbește despre fericire. Prima predică care o ține este ferice, ferice, ferice. Și dacă vreți din Matei 5 sau din alt loc din Scriptură unde se vorbește despre fericire, să ne spuneți câte un gând pentru telespectatori. Cum pot avea un an mai fericit? Este interesant că Domnul Iisus începe cu Evanghelia Împărăției sau Etica Împărăției și în predica de pe munte fericirile sunt un fel de titlu a tot ceea ce urmează. Sunt câteva fericiri și prima dintre ele este ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mâncăiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Și fericirile continuă. Acum, de foarte multe ori, când luăm fericirile și ne uităm la ele, ne imaginăm că sunt realități individuale din care putem lua ce ne place. Dar, de fapt, imaginați-vă fericirile ca pe un lanț în care sunt încheiate verigile una cu alta. De pildă, dacă iau prima și ultima fericire,
Fericită cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și a ultima fericire, fericită cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor, am o prima surpriză. Dacă eu mă duc să cumpăr ceva și acel ceva pe care mi-l doresc, îl pot obține pe două prețuri diferite, înțelepciunea mea firească mă învață să iau... De unde e mai ieftin. Unde e mai ieftin, să plătesc cât mai puțin. Ori pentru aceeași realitate, pentru împărăția cerurilor, eu pot da fie sărăcie în duh, fie a fi prigonit pentru neprihănire. Numai un om nebun alege prigoana, da. Aleg să fiu sărac în duh, pentru că nu mă costă nimica. De fapt, primesc împărăția pe ceea ce nu am, nu pe ceea ce am. Și mă întreb, de ce oare Domnul Iisus termină în felul acesta fericirile? Asta m-a pus pe mine pe gânduri. Și ceea ce am constatat este că fericirile sunt legate unele de altele și fiecare fericire următoare este dovada faptului că n-am ceva fals în mână. Îmi verifică fericirea precedentă. Și acum să le iau pe rând. Fericirea de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor, este esența doctrinei mântuirii. Eu am împărăția cerurilor despre care am vorbit, nu prin ceea ce pot plăti pentru ea, ci prin recunoașterea faptului că nu e camara goală. N-am cu ce plăti. Și atunci trebuie să apelez la anul de îndurare al Domnului, la mila Domnului. Dar de unde știu că sunt realmente sărac în duh și nu sărac cu Duhul? Nu știu dacă faceți diferența de cele două expresii. Următoarea fericire mă ajută. Fericire de cei ce plâng. A fi sărac în duh înseamnă a fi realizat în forul meu lăuntric că n-am cu ce plăti intrarea în împărăția cerurilor. Și când mă gândesc la îndurarea pe care am primit-o, la iertarea extraordinară pe care mi-a dat-o Dumnezeu, cum pot să nu plâng? Cum pot să nu, las să iasă la suprafață ceea ce am trăit în adâncul inimii mele? Dacă aș face doar o paralelă, David păcătuiește cu Batșeba. Dumnezeu îl trimite pe Natan la el și Natan îl prinde în plasa poveștii lui. Și în momentul în care David realizează păcatul lui, lacrimile nu mai pot fi oprite. Lacrimile lui David sunt psalmul 51, în care el pune în ziar oful, golul acela lăuntric imens pe care Dumnezeu l-a dat în viliag. Acum, de unde știu că lacrimile mele nu sunt de crocodil? Următoarea fericire îmi spune, fericire de cei blânzi. A fi blând nu înseamnă a fi bleg, ci înseamnă a fi avut puterea să ieși din competiția afirmării de sine. Și dacă lumea noastră se desface pentru ceva, este din pricina competiției afirmării de sine. De aceea ne călcăm unii pe alții în picioare, de aceea facem praf familie, de aceea facem praf universul material în care trăim. Pentru că n-am gustat împărăția cu adevărat. Noi dăm din coate ca să obținem ceva. Ei vor moșteni pământul. De unde știu că sunt blând și nu bleg? Din lucrurile după care flămânzesc. Ferice de cei flămânzi și setați după neprihănire. Dacă realmente m-am întâlnit cu Dumnezeu în anul acesta, ar trebui să pricep ce a spus Domnul Iisus. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Ori când flămânzesc după neprihănire, când alerg după ea, când o caut, am puterea să deschid mâinile și să devin milostiv. Dacă pe mine mă interesează un alt set de valori, o altă realitate, atunci pot să mă folosesc de realitățile materiale, să binecuvintez pe alții prin ele. Fericire de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Da, dar mi-aduc aminte de farisei care sunau cu trâmbița înaintea lor după masă la ora 2, joi, ca să împartă, toată lumea să-i vadă că sunt milostivi. De unde să știu că sunt milostivi? Păi numai inima mea îmi spune cât valorează milostenia mea. Fericit de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Dar de unde să știu că inima mea este curată? Fericit de cei împăciuitori. Când l-am văzut pe Dumnezeu, m-am încărcat cu poverile lui Dumnezeu și încep să fac lucrarea lui Dumnezeu. Și lucrarea lui Dumnezeu pe care a venit Fiul Său să o facă este să ne împăciuiască în primul rând cu Dumnezeu, să ne împace cu El și pe unii cu ceilalți. Ferice de cei împăciuitori. Iar când ai intrat în lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să te aștepți la prigoană. Pentru că nu poți face această lucrare
fără să fii prigonit. Uitați-vă la Domnul Iisus care spune, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Cam la ce aș putea să mă aștept. Dar acum am confirmarea sărăciei mele în Duh. Oricând mă gândesc la fericirea după care toți alergăm și pe care o așteptăm poate și în anul care vine, nu cumva ar trebui să iau toate cele 8 fericiri. Atenție, există și 8 vaiuri în capitolul 23 din Matei, pe care le pot suprapune peste astea. Dar cred că fericirea vine tocmai din faptul că am intrat în împărăție, am gustat valorile împărăției și încep să trăiesc aceste valori, indiferent care ar fi prețul pe care să-l plătesc pentru ele. Nu este nimic mai scump, nimic mai bun. Vă mulțumim. Dacă doriți să completați un gând din... Nu? Aș vrea și eu să trăiesc așa în fiecare zi toate fericirile. Dumnezeu toate. Să ne ajute pe toți. Am ajuns la finalul emisiunii și eu vă doresc un an fericit așa cum l-ați prezentat din înlănțuirea aceasta a fericirilor și să fiți binecuvântați, să fiți bunici fericiți și străbunici și părinți spirituali pentru cât mai mulți oameni care vă înconjoară și la care le serviți cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumim și același lucru dorim tuturor telespectatorilor. Vă mulțumesc încă o dată și e momentul să ne luăm rămas bun și de la telespectatori. Dragii noștri, vă dorim un an plin de bucurie, plin de pace și adevărata fericire, aceea care se găsește numai în împărăția lui Dumnezeu, să vă însoțească. Și să ne vedem cu bine la noile ediții ale emisiunii Pentru Noi, Femeile, din anul care urmează. Să fiți binecuvântați! O emisiune sponsorizată de Matero.